S-au împlinit 80 de ani de când s-a scris una dintre cele mai negre pagini din istoria României interbelice, și anume asasinarea primului ministru de la acea vreme, Ion Gheorghe Duca, pe peronul gării din Sinaia. Ca în fiecare an, primarul liberal al stațiunii, Vlad Oprea, a organizat o ceremonie specială de comemorare a marelui om politic român, la care au participat liberali din Sinaia, Breaza și Ploiești, care au vrut să-i aducă un omagiu liberalului Ion Gheorghe Duca. Evenimentul a început cu o slujbă specială ținută de un sobor de preoți. S-a cântat imnul României, după care s-a ținut și un moment de reculegere. Astăzi este o zi importantă, un moment pe care îl marcăm în fiecare an. 80 de ani de la asasinarea fostului prim-ministru liberal Gheorghe Duca pe peronul gării din Sinaia. Eu sper că acum, la 80 de ani de la asasinarea lui, dacă nu putem să-l urmăm ca un exemplu, măcar să ne inspire în viața noastră de zi cu zi și în special în viața politică. Urmează un an greu, un an foarte important pentru noi, 2014, și cred că sacrificiul pe care Gheorghe Duca l-a făcut ar trebui să ne dea de gândit și să-i urmăm exemplu prin ceea ce face, prin ceea ce facem pentru oameni. Iar dacă vom alege cât de puțin din ceea ce a făcut, cu siguranță va fi mai bine și cu siguranță vom avea succes. La un moment important pentru Partidul Național Liberal, pentru că este vorba de prim-ministru al României dintr-o perioadă în care România era privită ca de la egal la egal, va de multe ori chiar invers, era una dintre cele mai importante forțe economice din lume, din Europa. Și aici, pe acest peron, s-a întâmplat o faptă destul de gravă a acelor vremuri. Vremuri care ne obligă pe noi, și mai ales pe noi liberali, ar trebui să oblige pe toată clasa politică. Partidul Național Liberal din 90 a fost într-o continuă creștere, încercând să aducă aminte românilor ce elite au stat la baza României mari, elite ce erau și în fruntea Partidului Național Liberal atunci. Ceremonia de pe peronul gării din Sinaia s-a încheiat cu depunerea de coroane, lângă placa comemorativă a lui Gheorghe Duca.